În meci, iată, se ivește această ocazie, această șansă uriașă. Marius Avram acordă lovitură de la 11 metri în urma unei curse a lui Cardoso. Iată aici Martic, fără să vrea, combină cu Cardoso. Acesta este trântit în careul Craiovei și Marius Avram acordă lovitură de la 11 metri pentru Gazmetan Mediaș. Este al 8-lea penalti pe care îl primește Gazmetan Mediaș în acest campionat. Este echipa care a primit cele mai multe penaltiuri de-a lungul acestui sezon în Liga 1. Marius Constantin față în față cu Mirko Piliaceli. Un moment extrem de important al partidei. Vă spuneam, Marius Constantin are 6 goluri marcate în acest campionat, dintre care 5 reușite din lovituri de la 11 metri. E adevărat, Marius Constantin a și ratat un penalti la Giurgiu împotriva Astrei. Astra s-a impus cu 1-0 în acea partidă. Marius Constantin a încercat să execute în stilul Sergio Ramos cu o panenca. Să vedem acum Marius Constantin. Gol Mediaș! 2-1, Marius Constantin marchează din penalti. Meciul de la Craiova este relansat. Acolo o greșeală de astă dată a Craiovei în apărare, nepermis de ușor. A fost depășită, revedem, doamnelor și domnilor, imprudența lui Aca în propriul careu. Degeaba a negat greșeala acolo, fundașul central al Craiovei. Execuția impecabilă a lui Marius Constantin, unul dintre cei mai experimentați jucători de pe teren în această seară, și este clasicul.